Centrul de Cultură Urbană și Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România a realizat această expoziție cu scopul de a face cunoscute, pe plan internațional, profesionistele remarcabile din arhitectura românească și de a nu fi uitate. Este o expoziție pe care am pregătit-o pentru Festivalul de Arhitectură de la Londra în 2019, când se aniversau 100 de ani de prezența femeilor în arhitectura românească. În 1919, Virginia Haret Andreescu a obținut diploma de arhitect și a fost prima femeie arhitect din România. Facem altceva decât să ne aducem aminte de lucrările care au fost făcute. Din această cauză, dânșii nu vor fi uitați niciodată. Pentru că noi ne aducem aminte și această expoziție va fi și peste ani. Lucrările Georgetei Voia au marcat arhitectura Craiovei. S-a remarcat prin valoarea arhitecturală a ansamblurilor de locuințe pe care le-a realizat în bănie. Creațiile sale au scos din anonimat importante zone urbane. Conotația expoziției, încă o dată, într-adevăr, dovedește normalitatea Uniunii. Și doar un cuvânt spun, Uniunea a dat premiu aici, la Craiova, în 1988, când la București se demolau biserici. Noi am primit aici premiu pentru ansamblu cu pasarele spre Biserica Sfânta Treime. Curioșii au venit încă din prima zi a expoziției. Mi se pare extraordinar. Ca viitor peisagist, consider că în sfârșit pot să-mi văd niște idoli pe care pot admira, mai ales ca femeie. Expoziția se va închide pe 31 octombrie și va avea program de vizitare zilnic între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.